O carte pe zi. Un proiect de încurajare a lecturii. Întoarcerea la cafeneaua de la capătul lumii de John Strelecki este o carte care oferă cititorului o perspectivă diferită asupra vieții. O lectură interesantă pentru toți cei aflați în căutarea de sine. Într-o noapte oarecare, pe un drum pustiu, viața lui John s-a schimbat pentru totdeauna, atunci când a trecut pragul unui mic local numit Cafeneaua de la capătul lumii. După o noapte întreagă petrecută acolo, a căpătat-o cu totul altă perspectivă asupra vieții în general și a vieții sale în particular. Spre surprinderea lui, 10 ani mai târziu, cafeneaua cu pricina îi este din nou în cale. Și de data aceasta, pe spatele meniului, sunt scrise întrebări profunde, menite să le dea de gând clienților. De ce ești aici? Mai mergi la locul tău de joacă? Ai o personalitate ordonată multiplu? La fel ca prima dată, timpul petrecut la cafenea este un moment deosebit pentru John, care își vede viața într-o perspectivă nouă și se trezește în ceea ce este, fără îndoială, cea mai interesantă călătorie către sinele său. Amplasate în faimoasele insule din Hawaii, această continuare a bestsellerului internațional Cafeneaua de la capătul lumii readuce cititorii în locul în care mâncarea excelentă și experimentele ieșite din comun se află toate în meniu. O carte pe zi. Un proiect de încurajare a lecturii.